Sala de sport a liceului cu program sportiv Avram Iancu va găzdui mâine faza județeană a Olimpiadei Naționale a sportului școlar la disciplina rugby tag pentru toate ciclurile de învățământ. Rugby tag este un sport care începe să fie tot mai cunoscut în județul Sălaj. Prima competiție în cadrul acestei ramuri sportive a avut loc la Zalăul, luna noiembrie anului trecut, în aceeași locație, fiind una din cadrul proiectului Muguri de Campion. Cel de-al doilea eveniment va avea loc mâine, tot în sala de sport a liceului cu program sportiv Avram Iancu Zalău, fiind vorba despre faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, ONSS. La competiție vor fi prezente aproape toate școlile care au fost prezente și la competiția din luna noiembrie, iar câștigătoarea va reprezenta județul la faza zonală. Eu speram sau sper să vină majoritatea echipelor care au participat și la proiectul Muguri de Campion. Știu că e o instituție, două, gen Bucium sau nu știu care, în care au o comisie ARACIP în instituție și nu pot să părăsească instituția. Vedem efectiv mâine la fața locului câte echipe vor participa, câte școli. Competiția practic va începe la ora 13, dar eu i-am invitat de la ora 12 toți profesorii participanți, dar și alți profesori de educație fizică și sport pentru a-i le propune proiectele pe care le are Federația Română de Rugby pentru anul în curs, dar și pentru a-i premia pe profesorii primii clasați, să zic așa, din proiectul Muguri de Campioni, cu sume chiar în bani, cu echipamente, training, tricouri. Asta vreau să fac de la 12 până la 1. După care va urma competiția în sine și, ce să zic, ne dorim să fie cât mai multe. Dacă nu, câte vor fi, sunt binevenite și asta e. Primii elevi din Sălaj care au început să practice acest sport au fost cei ai școlii gimnaziale Andrei Mureșanu din Cehul Silvaniei, care au și participat în primăvara anului trecut la faza zonală a ONSS alături de echipe din Maramureș, Bihor și Satu Mare.